Mister, prima etapă din play-out vine cu, putem spune, ca în celebrul film regizat de Sergiu Niculescu, Revanșa cu Dinamo București. Știm cu toții că deplasarea am pierdut împotriva lor, un meci important pentru noi. Da, din păcate prima etapă din play-out, dar mergem înainte. Cu ce aș vrea să încep, să mulțumesc suporterilor galeriei. După meciul cu CFR ne-au așteptat la hotel și au arătat susținerea lor vis-a-vis de atitudinea băieților, de jocul lor, de determinarea de care au dat dovadă, dar din păcate n-am reușit să câștigăm acel meci pentru a avea șanse și să mergem în play-off. Rămânem datori, avem aceste 9 meciuri în care trebuie să dăm totul și pentru ei, pentru că ne susțin și au arătat asta, că ne susțin necondiționat. În rest, da, jucăm contra lui Dinamo, nu o consider ca pe o revanșă. Ce s-a întâmplat atunci, jucătorii n-au nicio vină. Pur și simplu este un prim meci din play-out, un meci foarte important. E important ca să începem în primele 3-4 meciuri din play-out bine, atunci se poate decide totul. Dar luând așa strict echipa Dinamo, este poate cea mai în formă echipă din această a doua parte a sezonului, datorită numărului de puncte. O echipă care joacă până la urmă la rezultat și datorită situației din clasament, vorbesc încă de la începutul acestei părți a doua. Cum vor aborda meciul ei? Probabil la fel ca prima repriză din tur, probabil. Important este ca noi să avem răbdare, pentru că se apără supraaglomerat, automat sunt foarte rapizi și buni pe tranziție pozitivă, așa am luat și golul, trebuie să învățăm din greșeli. În rest trebuie să avem răbdare, pentru că așa trebuie să joci împotriva unei echipe care, dacă se va apăra supraaglomerat, cu atât ne va fi mult mai greu. Da? Jucăm acasă, așteptăm să câștigăm acest meci, pentru că ar fi foarte bine pe acest început de play-off. Probleme de lot, mister? Eu în stoica, deocamdată, nu va fi cu noi. El se pregătește încă separat, vedem de săptămâna viitoare. Oroian suspendat. A apărut și problema la Valerica Găman. Are o contuzie, o să vedem, este indisponibil, dar vedem la ora jocului. În funcție și de el, de cum se va simți după antrenamentul de astăzi.